Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, bună ziua și bine ați venit la acest briefing. Curtea Constituțională a adoptat astăzi o hotărâre care remediază mecanismele deficitare existente în legea privind regimul străinilor. Ea asigură acestei categorii de persoane posibilitatea de a avea parte de garanții veritabile și efective atunci când se pune problema expulzării lor din Republica Moldova. Așadar, Curtea a fost sesizată de un deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Analiza cerințelor sesizării prin prisma dispozițiilor constituționale și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului a permis Curții să evidențieze o serie de deficiențe a legislației naționale în materie de declarare indezirabilă și expulzare a cetățenilor străini de pe teritoriul Republicii Moldova care trebuie reparate. Sesizarea adresată Curții are două capete. Pe de o parte, au fost contestate articolele 55, aliniatul 3, teza a doua, și 56, aliniatul 2, teza a doua, din legea privind regimul străinilor. Textele contestate se referă la imposibilitatea străinului declarat ca persoană indizerabilă din rațiuni de securitate națională, de a cunoaște careva motive ale deciziei respective. Străinul nu poate lua cunoștință de motive nici măcar în instanța de judecată. Pe de altă parte, au fost contestate texte din articolele 60, aliniatul 4, și 63, aliniatul 4, potrivit cărora străinul care prezintă pericol pentru securitatea națională sau pentru ordinea publică a Republicii Moldova poate fi expulzat chiar în ipoteza în care există temeri justificate că în statul de destinație îi va fi pusă viața în pericol sau că va fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Analiza problemelor de drept ridicate în ambele capete ale sesizării, raportate la normele constituționale și la obligațiile internaționale asumate de Republica Moldova, a permis Curții să constate aplicabilitatea standardelor din hotărârile relevante ale Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului, Muhammad și Muhammad versus România, din 15 octombrie 2020 și cauza FG versus Suedia, din 23 martie 2016. Hotărârile menționate s-au bucurat de autoritatea de lucru interpretat pentru prezenta cauză. Ele stabilesc un nivel minim de protecție în materie de garanții procedurale în cazul expulzării străinilor, precum și de protecție a dreptului la viață și a dreptului de a nu fi supus relelor tratamente sub laturile lor procedurale. Ele sunt pertinente și aplicabile în toate cazurile similare. Așadar, Curtea a trecut prevederile contestate din legea privind regimul străinilor prin filtrul criteriilor relevante din cele două hotărâri ale Curții Europene prin raportare la articolele 19, 20, 24 și 26 din Constituție. Cu privire la primul capăt al sesizării,
Curtea a observat că articolele 55, aliniatul 3 și 56, aliniatul 2 din lege, instituie în partea în care interzic străinului să ia cunoștință de motivele care au stat la baza deciziei de declararea sa ca persoană indezirabilă din rațiuni de securitate națională. Această interdicție absolută de a cunoaște cauza măsurii aplicate lipsește străinul de posibilitatea de a prezenta careva probe relevante cauzei și a se apăra contra arbitrariului. Totuși, așa cum nici drepturile procedurale ale străinului nu au un caracter absolut, nici interesele bazate pe securitatea națională nu sunt absolute ca pondere. Sub acest aspect, Curtea a observat că aceste norme instituie o regulă generală, insensibilă la particularitățile unor cauze și încalcă astfel drepturile procedurale ale străinului garantate de articolele 19, 20 și 26 din Constituție. Curtea a notat că străinul are posibilitatea de a-și angaja un avocat care are dreptul de acces la secretul de stat. Unui asemenea avocat îi se aduc la cunoștință datele și informațiile care constituie motivele deciziei privind declararea străinului ca persoană indizerabilă din rațiuni de securitate națională. Mai mult, pentru a verifica dacă persoana prezintă cu adevărat un pericol pentru securitatea națională, autoritățile trebuie să-i prezinte instanței de judecată toate documentele relevante, inclusiv cele clasificate sau orice alte detalii factuale. În acest sens, articolul 221, aliniatul 1 din Codul Administrativ, prevede că autoritățile publice sunt obligate să prezinte instanței de judecată, concomitent cu referința, dosarele administrative. La solicitarea instanței de judecată, autoritățile publice sunt obligate să prezinte suplimentar și alte documente pe care le dețin, inclusiv cele electronice, și să acorde informații. Curtea a notat că necesitatea protecției secretului de stat și a interesului legitim al securității statului nu se opune dreptului persoanei de a cunoaște rezumatul motivelor care au servit drept temei pentru declararea sa ca persoană indezirabilă, în măsura în care acest lucru este compatibil cu păstrarea confidențialității datelor obținute. Plecând de la aceste premise, Curtea a constatat că textele contestate din articolul 55, aliniatul 3, teza a doua, și articolul 56, aliniatul 2, teza a doua din legea privind regimul străinilor contravin articolului 26, colaborat cu articolul 19 din Constituție și, prin urmare, sunt neconstituționale. În continuare, Curtea a notat că legea privind regimul străinilor îndeplinește un criteriu important pentru contrabalansarea limitării exercitării drepturilor lor procedurale. Ea prevede, la articolul 57, aliniatul 1, că decizia privind declararea străinului ca persoană indezirabilă poate fi atacată de acesta în instanța de judecată în termen de 5 zile lucrătoare. Instanța de judecată competentă să judece contestația împotriva deciziei
privind declararea străinului ca persoană indezirabilă reprezintă o autoritate independentă care se bucură de garanții constituționale în acest sens. Așadar, Curtea a analizat întinderea competenței instanței de judecată și, în special, dacă instanța poate verifica caracterul necesar menținerii confidențialității informațiilor cu caracter clasificat din rațiuni de securitate națională, precum și caracterul necesar și proporțional al deciziei privind declararea străinului ca persoană indezirabilă în general. În acest sens, a fost relevant articolul 225 din Codul Administrativ, cu privire la care Curtea și-a extins controlul. Aliniatul 3 al acestui articol se referă inclusiv la actele administrative, individuale și normative referitoare la Securitatea Națională a Republicii Moldova, în care se poate încadra și decizia privind declararea străinului ca persoană indezirabilă. Curtea a constatat că aliniatul 3 al articolului 225 din Codul Administrativ limitează controlul instanței de judecată în privința actelor administrative și individuale în părțile sale relevante. Acest aliniat nu-i permite instanței de judecată să efectueze un control deplin al proporționalității deciziei contestate. Chiar dacă protecția securității naționale poate exclude uneori dezvăluirea către străin a motivelor care au stat la baza deciziei de declararea sa ca persoană indezirabilă, instanța de judecată, ca autoritate competentă, independentă, trebuie să poată pune în balanță interesele privind securitatea națională cu interesele străinului, fapt pe care articolul 225, aliniatul 3 din Codul Administrativ nu-l permite. Curtea a constatat caracterul insuficient în legislația relevantă din Republica Moldova al unor criterii esențiale de contrabalansare a limitării exercitării drepturilor procedurale ale străinului în baza articolelor 19, 20 și 26 din Constituție. Străinul nu poate contesta de o manieră efectivă motivele deciziei de declararea sa ca persoană indezirabilă, potrivit cărora ar reprezenta un pericol pentru securitatea națională. Instanța de judecată nu are competența de a examina de o manieră efectivă motivele care au stat la baza deciziei și probele prezentate în acest sens, controlul ei fiind limitat în partea ce vizează proporționalitatea măsurii respective. Curtea a conchis că articolul 225, aliniatul 3 din Codul Administrativ, este neconstituțional în partea în care limitează competența instanțelor de judecată de a efectua controlul proporționalității actelor administrative, individuale și normative, fiind contrar articolului 20 din Constituție. Cu privire la cel de-al doilea capăt al sesizării, Curtea a observat că dispoziția articolului 60, aliniatul 4 din legea privind regimul străinilor, prevede inter alia că străinii care prezintă pericol pentru ordinea publică
securitatea națională, oricare suferă de boli ce amenință sănătatea publică și refuză să urmeze tratamentul stabilit de autoritățile medicale, pot fi îndepărtați, chiar dacă există temeri justificate că viața lor este pusă în pericol sau că aceștia vor fi supuși la torturi, tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează să fie returnați. De asemenea, conform articolului 63, aliniatul 4, din legea privind regimul străinilor, dacă există motive de securitate națională sau de ordine publică, străinii pot fi expulzați chiar și în state în care le poate fi pusă în pericol viața, ori în care ar putea fi supuși la torturi, tratamente inumane sau degradante. În cauza FG versus Suedia, Curtea Europeană a analizat chestiunea expulzării unui străin într-un stat terț, în care acesta riscă să fie supus relelor tratamente. Curtea Europeană a reținut că în contextul expulzării, acolo unde există motive substanțiale să se considere că odată expulzată, persoana în discuție se va confrunta cu riscul pedepsei capitale, al torturii sau al tratamentelor ori pedepselor inumane sau degradante în țara de destinație, articolele 2 și 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului le interzic statelor contractante să expulzeze persoana. În eventualitatea în care există temeri justificate că străinilor le va fi pusă în pericol viața sau că aceștia vor fi supuși la torturi, tratamente inumane ori degradante în statul de destinație, Constituția Republicii Moldova și jurisprudența Curții Europene interzic orice îndepărtare sau expulzare. Sub acest aspect, drepturile garantate de articolul 24 din Constituție și de articolele 2 și 3 din Convenția Europeană manifestă un caracter absolut. Așadar, caracterul absolut al acestor aspecte ale articolului 24 din Constituție și 2 și 3 din Convenție a fost suficient pentru declararea neconstituționalității textului și E din articolul 60, aliniatul 4, și a textului 1 și din articolul 63, aliniatul 4, din legea privind regimul străinilor. De reținut că Curtea Constituțională a declarat neconstituționale următoarele texte din legea privind regimul străinilor în Republica Moldova. În decizie nu vor fi menționate motivele care stau la baza ei, de la articolul 55, aliniatul 3, teza a doua. Astfel de date și informații nu pot fi sub nicio formă, direct sau indirect, aduse la cunoștința străinului declarat persoană indezirabilă, inclusiv în cadrul examinării în instanța de judecată a contestării deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă din articolul 56, aliniatul 2 și E din articolul 60, aliniatul 4, 1 și din articolul 63, aliniatul 4. Curtea a mai stabilit că până la modificarea de către Parlament a articolelor 55, aliniatul 3, teza a doua și 56, aliniatul 2, teza a doua, din legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, decizia privind declararea străinului ca persoană indezirabilă din rațiuni de securitate națională va conține un rezumat al motivelor,
de o manieră compatibilă cu interesul legitim al securității naționale, fiindu-i notificată străinului sub această formă. De asemenea, Curtea a declarat neconstituțional articolul 225, aliniatul 3 din Codul Administrativ, în partea în care limitează controlul instanțelor de judecată de a efectua controlul proporționalității actelor administrative individuale și normative. Având în vedere cele enunțate supra, Curtea a emis o adresă Parlamentului. Vă mulțumim pentru atenție!